trecut și ultimul. S-a înșigat. 40 ori 0 era primul. Da, dar nu e de două cifre. Da. Deci 4, cum 40? Și Rusia, păi multipli de 40, Octavia. Povestea. 40 ori, 40 ori 2, 40 ori 3, nu mai e. Plin de emoții au fost și când au ieșit de la examen și au confruntat răspunsurile cu ale colegilor. Cei mai norocoși au avut lângă ei un părinte priceput la matematică sau chiar un profesor care s-a apucat să rezolve exercițiile pentru ca elevii să-și dea seama unde au greșit. Surprinzător, foarte mulți dintre copiii care au susținut proba la matematică au caracterizat-o ca fiind ușoară, așadar așteaptă note mari. Cel puțin pentru mine a fost ușor. Ai învățat? Consider că te-ai pregătit suficient pentru acest examen? Da. Ai avut emoții? Puțin la început, dar când au venit subiectele, m-am calmat. Cam cât crezi că vei lua? 10. 10? Ai făcut de 10. E așa, sper. A fost ușor. Chiar foarte ușor, o surpriză bună. Da? Da. Ai făcut tot? Da. Ce notă crezi că vei lua? 9.50. Păi de ce nu clar. 10? Clar. Am greșit unul, cred că am greșit unul. Crezi? Ai avut emoții? Puțin. Oarecum, am crezut că e greu, dar după ce le-am citit mai bine. A fost bine, destul de ușor, așa, și sper să iau notă mare. Credeam că o să fie mai grele, dar au fost destul de acceptabile, deci... Cam cât crezi că vei lua? Nu pot să zic acum. Ești optimist? Ai făcut toate subiectele? Da. Da. Peste da. 9? Nu știu, să vedem. 10 fix, e sigur? Da. Aline, cum ai demonstrat? Au fost, subiectele au fost destul de accesibile. Ultima problemă, cred că a pus puține probleme, dar nu era chiar atât de grea. Era, putea fi rezolvată ușor. 40-80. Ai greșit, nu? Ce? Mă apăla, l-am greșit. Păi era din 9 cifre. Nu se știe că dacă stai să analizezi, poate ai greșit mai multe. Dar acum sunteți luați de vas și nu mai știți. Că a zis multipli de 40 de două cifre și ăștia singuri. Mai emoționați decât elevii au fost părinții care au așteptat în fața școlii, arătându-le astfel susținerea lor. Aveți emoții pentru el? Da, cum să nu. De fiecare dată îi sunteți aproape? Da, bineînțeles. Îl susțineți? Întru totul. Cum anume? Păi, alături de el la școală și pentru timp liber și tot. Nu știu dacă putem să avem un aport asupra lor hotărător. Poate că le dăm sfaturi, dar nu știu dacă o să fie hotărător ceea ce dorim noi. Cât de mult contează susținerea părinților? Enorm, totul. Nu credeți? La această vârstă? Păi, nu fac decisiv pentru ei și cine să-i îndrume decât părinții. Asta e. Sfătuiți și ce profil să urmeze pe mai nu, departe? Nu, aici alegi gay. E decizia ei? Ce crede că e... sau la ce crede că poate să facă față. Unii dintre elevi deja s-au hotărât pe ce profil vor merge mai departe. Majoritatea celor intervievați sunt atrași de științele exacte și vor urma matematica sau arhitectura. Unii așteaptă rezultatele valorilor naționale pentru a se decide către un liceu anume. Cert este că au de gând să profite la maximum de vacanța de vară, prima liberă în totalitate din viața lor de elevi. Orice, nu știu. Până acum am fost prins cu temele de vacanță, acum e singura vară liberă, deci e super ok. Și ai de gând să profiți la maxim de ea? Da. Cu prietenii? Da. Practic, cred că până la toamnă nu o să mai scriu nimic și nu o să mai pun mâna pe nicio carte. M-am gândit să-mi deschid un canal de YouTube. Așa? Și cam atât. Și ce vei posta tu pe internet? Gaming. La proba scrisă la matematică au fost înscriși 4.524 de candidați în Dâmbovița. Au dat probele scrise în 165 de centre de examen, iar lucrările sunt evaluate în 5 centre zonale de evaluare. La prima probă de limba și literatura română, desfășurată în data de 22 iunie, s-au prezentat 4.353 candidați, au absentat 171. La proba de evaluare la limba și literatura română nu a fost niciun eliminat și nici la matematică. La prima probă, un singur elev a primit nota 1 din cauza că nu a respectat metodologia și a intrat în sala de examen cu telefonul mobil. Rezultatele valorilor naționale vor fi afișate în data de 26 iunie.